Bună ziua tuturor! În primul rând, dați-mi voie să încep această ședință de guvern prin a saluta domnul rector, gazda acestei ședințe de guvern, domnul primar, domnul Dandeș și domnul Groza, domnul deputat, și în al doilea rând să-l felicit pe domnul Vladimir Bolea cu ziua de naștere. A venit și domnul Spânu direct de la aeroport, apreciem, și putem începe ședința de astăzi. Am promis cetățenilor că o să mergem cu ședințele Guvernului în teritoriu și iată, două luni după ce am avut ședința Guvernului la Bălți, astăzi ne vedem la Cahul. Aceste ședințe de guvern în teritoriu ne ajută să fim mai aproape de oameni, mai aproape de autoritățile publice locale. În pregătirea ședințelor de guvern se face destul de mult lucru pentru a afla cele mai stringente probleme, a vedea care sunt soluțiile pentru aceste probleme. Așa am făcut și la Cahul. Au discutat colegii mei și de la Cancelare și de la Ministerele de Resort cu domnul primar, cu autoritățile publice locale de nivelul 2, cu anumite subdiviziuni teritoriale ale autorităților publice centrale și la unele subiecte am găsit rezolvare imediată. Altele au pus în evidență anumite probleme sistemice care încă urmează a fi abordate. În majoritatea cazurilor este vorba despre punerea în circuitul economic a unor clădiri și a unor pământuri. Avem subiecte legate de delimitarea terenurilor, deci modul de utilizare a terenurilor, și aici vom lucra cu siguranță împreună cu autoritățile publice locale să continuăm modificarea cadrului normativ și legislativ care este necesar pentru a aduce aceste active în circuitul economic și a îmbunătăți atât serviciile publice oferite de autoritățile publice locale, cât și dezvoltarea unor anumite oportunități economice. Sunt mai multe lucruri care afectează cetățenii orașului, Cahul sau a raionului și aș vrea să discutăm aici împreună câteva dintre ele. În primul rând, aș vrea să-l întreb pe domnul Topală, dacă tot suntem la Universitatea de Stat din Cahul, să ne spună care sunt planurile de dezvoltare a universității, dacă în cadrul consolidării capacităților universităților va beneficia de anumite resurse și universitatea și care este colaborarea cu Universitatea de Stat din Cahul și care sunt perspectivele. Vă rog, domnul Topal. Da, mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, bună ziua tuturor. Într-adevăr, în procesul de modernizare a universităților, anunțat și inițiat în această vară, am promis că vom veni cu investiții în universități. A fost procesul de fuziune a unor universități, dar totodată păstrăm universitățile în regiuni pentru a dezvolta regiunile. În cadrul proiectului Reforma Învățământului Superior a fost desfășurat un concurs la care a participat și Universitatea din Cahul și a câștigat un proiect în valoare de circa 450.000 de euro, peste 9 milioane de lei, care va fi menit să fie dotări a selilor de curs, laboratoarelor, pentru trei domenii importante. Cea mai mare sumă este dedicată pentru științele ale educației, de asemenea este și pentru domeniul IT și pentru domeniul inginerie, trei subproiecte care vor
ajuta inclusiv și la dezvoltarea programelor de studii, ca studenții să beneficieze de programe de studii mai bune și condiții mai bune pentru studii. De asemenea, în procedura de finanțare complementară conform formulei care există, la care a participat și Universitatea din Cahul, oferim peste 1 milion de lei pentru a crea condiții mai bune în căminul studențesc al universității. De asemenea, în cadrul acestui proiect și pentru colegiul pedagogic din Cahul, de asemenea, a participat cu un proiect și vor fi alocate în cadrul proiectului circa 7 milioane de lei, care vor fi, de asemenea, pentru dotarea laboratoarelor, cabinetelor și dezvoltarea programelor de studii pentru a pregăti cadrele didactice. Acestea sunt investițiile de ultimă oră și granturile care vor fi acordate la început de an școlar în aceste două instituții care se află în orașul Cahul. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Eu știu că este și subiectul căminului numărul 3, am impresia, este numărul căminului, care trebuie să fie renovat. Eu vă rog, Cancelarea de Stat, să luăm în considerație utilizarea mijloacelor din acordul de 100 de milioane încheiat cu România, pentru ca să examinăm oportunitatea reconstruirii acest cămin, care va da oportunitatea pentru extinderea colaborării și cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Și vedem care sunt opțiunile, este o decizie care trebuie să fie o decizie comună, ea trebuie să fie examinată în Comitetul pentru Planificare Strategică, dar cu siguranță este unul din subiectele importante pentru dezvoltarea universității ca și hub educațional regional. Am promis oamenilor două spitale regionale, am fost la Bălți, acum al doilea spital am promis să fie la Cahul. Doamna Nimerenco, ne puteți da anumite detalii la ce etapă se află lucru pe acest spital regional? Da, doamna prim-ministru, mulțumesc. Deci noi avem pe țară în strategia de sănătate crearea, construcția de la zero a două spitale moderne pentru nordul și sudul țării, în Bălți și în Cahul. Deci proiectul dat aici în Cahul se preconizează a fi finanțat de către BI, Banca Europeană de Investiții, în baza unui acord de împrumut, proiectul căruia va fi prezentat guvernului pentru a fi semnat după ce va fi finalizat studiul de prefezabilitate. Am identificat de către minister resursele financiare necesare pentru realizarea acestui studiu de prefezabilitate și deja am semnat acordul de colaborare cu Suid Fund, care generos ne-a oferit această sumă pentru lucrările de implementare acestor două proiecte, acestor două spitale, în valoare de 1,50 milioane de euro, un grant nerambursabil pe care îl vă pune la dispoziția și deci realizării acestui studiu de prefezabilitate, pe care preconizăm să-l terminăm în a doua jumătate a anului viitor. Totodată dorim să menționăm faptul că acest spital se creează cu scopul ca cetățenii din regiunea sud a țării să dețină acces liber, nestingherit, inclusiv financiar, la servicii de înaltă performanță care la momentul de față sunt acordate de către spitalele terțiare din Chișinău. Și acestea sunt servicii de neurochirurgie, cardiochirurgie, chirurgie endovasculară, oncologie, radioterapie. Spitalul va fi dotat cu echipamente de cea mai înaltă performanță. Totodată începem pregătirea cadrelor medicale care vor putea activa aici în Cahul. Aceasta va oferi posibilitatea de creare și a unui pol intelectual pentru oraș, pentru dezvoltarea ulterioară a orașului. Aceasta este ce pot să spun acum despre Cahul. Noi lucrăm, echipa Ministerului, destul de intens. Avem un tabel programat, deocamdată nu am ieșit din planurile noastre. Înțelegem că trebuie să oferim o viteză cât mai mare, deoarece cetățenii din regiune au nevoie de aceste servicii mai aproape.
Vă mulțumesc mult, doamna Nemirenko, și când ar fi termenul când am putea sau depinde de studiul de fizibilitate? Studiul de fizibilitate preconizăm să-l terminăm la sfârșitul primului semestru 2023. După aceasta el va fi aprobat de către bancă. Vom pregăti documentele, deci pe parcursul anului viitor trebuie să trecem toată perioada de aprobare a documentelor, inclusiv semnarea acordului de către guvern de împrumut. Astfel, la începutul anului 2024, deci poate fi anunțat tenderul pentru arhitectură și construcții. Chiar am discutat acum la forumul investițional la care am participat două zile în urmă în Paris. Am avut întâlniri cu diferite companii de construcții de peste hotare din Franța care construiesc spitale și chiar am pus întrebarea, așa spitale cu un așa număr de paturi, care de fapt este perioada de construcție, și dumnealor ne-au spus că dacă vin companii și cu o experiență anume în acest domeniu destul de mare, perioada de construcție maxim ajunge la 3 ani, până la finalizarea totală și darea în exploatare. Vă mulțumesc și vă rog să facem totul ca să ne ținem de acest grafic și dacă sunt întârzieri, vă rog să-mi comunicați, să identificăm la timp impedimentele care există. Știu că sunt mai multe subiecte legate de identificarea terenului, de exemplu, de aceea vă rog să comunicăm la timp, să nu lăsăm lucrurile să întârzie. Este un subiect important pentru calitatea serviciilor medicale acordate cetățenilor. Mersi. Da, doream doar să adaug că am lucrat destul de intens cu autoritățile publice locale și țin să le mulțumesc. Noi avem identificate 3 terenuri. Normal, fiecare din ele are și niște plusuri și niște minusuri. Acum am avut deja și opinia experților de peste hotare care sunt specialiști în acest domeniu. După aceasta vom veni cu propunerea către guvern, astfel ca să trecem cât mai rapid acest teren în acest proiect, să fie inclus un teren din aceste 3, dar nu vedem o problemă majoră în acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamna Nemirenko. Aici, la Sud, oamenii, ca și în restul Moldovei, dar poate chiar un pic mai mult, sunt preocupați de drumuri. Mai ales avem o porțiune problematică și primim multe adresări din partea cetățenilor referitor la tronsonul spre Giurgiulești. Deci este vorba despre drumul național Cantemir-Giurgiulești. Și vreau să-l rog pe domnul Spânu să ne dea anumite detalii despre planurile de reconstrucție a drumurilor. Sunt mai multe tronsoane. Vă rog să ne spuneți când și cum se vor reconstrui aceste drumuri. Mersi. Da, stimată doamnă prim-ministru, am întârziat un pic tocmai că am fost pe drumul R34 când Cerșleova-Cahul-Giurciulești. M-am oprit pe mai multe tronsoane să văd cum decurg lucrările. Vreau să reamintesc că contractul a fost semnat în februarie 2020 pentru reabilitarea acestui drum. Practic, în 2020 progres nu a fost. În 2021, la fel, doar după ce am ajuns la guvern, practic am început să ne ocupăm serios de acest proiect. Deci, drumul 34 are 4 tronsoane sau 4 sectoare. Pe 2 din ele se lucrează. Vorbim de tronsonul Hâncești-Leova-Leova-Cantemir. Conform planului, ele trebuiau să fie finalizate până în februarie anului 2023. Din progresul care îl avem acum de aproximativ 22% și 27% pe aceste două tronsoane, este evident că va trebui să prelungim un pic și obiectivul nostru este ca până la finalul anului 2023 să avem finalizate aceste două sectoare. Când vorbim de orașul Cantemir-Cahul, tronsonul sau sectorul Cantemir-Cahul, acest sector nu a fost reproiectat pentru că proiectul pentru acest drum a fost făcut cu mult timp în urmă. Deci, la moment,
cel este în faza finală de reproiectare. Suplimentar, am finalizat discuțiile cu Banca Europeană de Investiții pentru identificarea cel puțin 50 milioane de euro și începând cu anul viitor, acest sector va intra în construcție. Pentru ultimul sector, Cahul Giurgiulești, care știm că este foarte problematic, trebuie să spunem cu text deschis și asta am spus primarilor și am fost sincer, deci pe acest sector nici proiectare nu a fost făcută, deci nu există niciun proiect, chiar dacă în trecut mi s-a spus că de fapt s-a transmis că se va proiecta, va fi proiectat și așa mai departe, deci pe acest sector nu există proiect și în această toamnă inițiem proiectarea acestui sector, care va fi finalizată la anul viitor și vom identifica resurse pentru reabilitarea acestei porțiuni de drum. Domnul Spânu, dar avem foarte multe adresări din partea oamenilor, deci să înțeleg că toate aceste adresări de-a lungul anilor n-au fost auzite. Și am discutat în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rotier ca să fie anunțat chiar până la sfârșitul lunii achiziția pentru proiectare și vă rog să ne mișcăm cât mai repede, pentru că vedem mai ales acum cu ambuteiajele pe care le vedem din cauza lanțurilor logistice perturbate, din cauza războiului în Ucraina, acești oameni care trăiesc în satele adiacente au și camioane parcate în anumite perioade chiar pe drumul din sat. Deci trebuie să rezolvăm. Eu înțeleg că o parte a problemei va fi rezolvată atunci când se va da în exploatare centura din apropiere, din Cimișlia, corect? Dacă ne puteți da un pic mai mult. Deci o parte din probleme va fi rezolvat atunci când se va finaliza lucrările la M3, ocolirea satului Slobozia Mare, dar și întreg tronson sau porțiune de drum M3 până la Giurgiulești. Noi, ca să completez ce a spus doamna prim-ministru, noi avem o obligație morală să ducem acest drum, pentru că el a fost deteriorat pe parcursul timpului, tocmai că nu a existat o altă infrastructură de redirecționare, în mod special a camioanelor încărcate cu diferite tipuri de marfă. Deci este cumva, dacă vreți, prioritatea zero în reabilitarea drumurilor și vom face tot posibilul ca R34 în cel mai scurt timp să fie dus. Evident, trebuie să fim sinceri, va dura cel puțin 3-4 ani, dar ce mi-au spus primarii atunci când m-am văzut, ei vor să vadă că este progres, că lucrurile se mișcă, că promisiunile au fost făcute, cred că, mai mult de 10 ani. Da, important este să transformăm promisiunile în realitate și oamenii sunt înțelepți, ei știu că nu se face peste noapte, dar ei vor să vadă că problemele se rezolvă și atunci când facem anumite planuri, ele se realizează conform orarului. Da. Un alt subiect la care am vrut să mă opresc este că suntem în discuții avansate cu colegii din România pentru a semna un acord privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice, referitor la întreținerea, reabilitarea, consolidarea podului rutier de frontieră între România și Moldova. Mă refer la Oancea, România, Cahul, Republica Moldova. Știți că podul de la Giurgiulești a fost reabilitat, urmează și acesta, Oancea, Cahul, să fie reabilitat în parteneriat cu colegii din România. Suplimentar, dacă îmi permiteți, am să mai dau și anumite alte cifre ce ține de Fondul Național de Dezvoltare Regională. Au fost aprobate două proiecte de dezvoltare regională cu un buget de 76,12 milioane. Un proiect a fost inițiat anul curent și au fost alocate 9,4 milioane de lei. Suplimentar, pentru dezvoltarea locală s-au aprobat 24 de proiecte în vara aceasta cu un buget de 88,8 milioane de lei. M-am uitat prin lista proiectelor și practic sunt marea majoritate a comunelor din raionul Cahul. De asemenea, Cahul este partea strategiei Poli de Creștere, de dezvoltare a orașelor Poli de Creștere 2021-2027. Sunt aprobate
proiecte conform hotărârii de guvern de aproximativ 545,6 milioane de lei. Contează foarte mult ca și la nivel local și noi la nivel central să ne asigurăm că avem o execuție bună și o realizare bună acestor proiecte. Un subiect separat este calea ferată de la Văleni. Toți am văzut ce s-a întâmplat cu ea. Cred că și Procuratura trebuie să verifice cum a fost realizat acel proiect. O echipă de experți tehnici lucrează acum să identifice care este totuși soluția, ținând cont că chiar dacă tronsonul nu este foarte mare, geodezia acelui teren este una destul de periculoasă și este nevoie de soluții tehnice serioase, nu făcut așa ca peste un timp foarte scurt să avem aceeași problemă pe care am văzut-o deja. Deci eu voi vizita... Deci nu toți cunosc, dar s-a surpat terenul. Da, s-a surpat terenul și... este nefuncțională calea ferată, care a fost construită spre deosebire de alte porțiuni, chiar acum recent, vreo 10 ani în urmă, corect? Da, da. Deci a fost construită... Și aceasta ne demonstrează încă o dată de ce este atât de important să avem documente calitative înainte de a implementa proiecte mari de infrastructură. Iată de ce durează, pentru că trebuie să, iată, chiar și în cazul spitalelor sau în cazul proiectelor mari de infrastructură, este foarte important să facem totul corect. Ieri am fost la o școală care a fost termoizolat, o școală în Strășeni, deci liceul Ioan Vatamanu, care a fost termoizolat în cadrul unui proiect a Uniunii Europene și am discutat și cu directorul liceului și cu antreprenorul că auditul energetic a arătat că termoizolarea trebuie să fie făcută într-un anumit fel, altfel nu va avea efect. Și au făcut cu materiale destul de consistente, dar dacă nu se face asta, este riscul să fie investiți banii, să fie investite resursele, dar să nu fie atins obiectivul. Sau, iată, ca și în cazul acestui tronson de cale ferată, este riscul că investiția care ar trebui să dureze zeci de ani, sute de ani, de fapt se duce literalmente pe apa sâmbetei sau pe apa prutului în cazul ăsta, da. Da. Acolo este o problemă și de securitate pentru locuitorii, pentru că alături sunt și câteva case care sunt în apropiere. Deci noi, planul este să avem cel puțin soluția tehnică până la final de an și deja anul viitor să ne gândim cum reabilităm. Va dura un pic, dar cum ați menționat, este bine să facem lucrurile conform tuturor rigorilor tehnice necesare pentru astfel de proiecte. Mulțumesc. Avem un aeroport la Cahul, el acum este în domeniul privat, dar sunt mari întrebări despre legalitatea transmiterii acestui aeroport în mâini private. De asta trebuie să ocupe organele corespunzătoare ale statului, dar eu vă rog Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu alte autorități competente, să ne gândim la aspectele de securitate și să ne gândim la aspectele de oportunitate economică. Deci ambele sunt importante, să vedem care sunt soluțiile pentru ca acest activ să fie gestionat corect în beneficiu cetățenilor. De asemenea, vreau să spun că orașul Cahul este unul foarte activ. A fost recunoscut ca, deci orașul și regiunea în jurul orașului a fost recunoscut ca punct focal sau o zonă de interes din perspectiva
integrării europene și dezvoltării europene. Există și un proiect pentru Cahul și Ungheni, care sunt zone în care se investește inclusiv resurse din fondurile europene. Și orașul Cahul a fost ales și capitala culturală creativă în cadrul proiectului delegației Uniunii Europene, EU for Culture sau Uniunea Europeană pentru Cultură. Ne așteptăm ca toți locuitorii de regiune să participe la activități și la evenimente culturale care se vor desfășura în următoarea perioadă. Vreau să-l felicit pe domnul Dande și toți colegii lui din primărie și să-i felicit pe toți cei care au participat la obținerea acestui titlu. Și în acest context vreau să-l întreb pe domnul Prodan care sunt planurile pentru finalizarea construcției teatrului din Cahul. Înțeleg că au fost anumite întârzieri în această privință. Domnul Prodan, vă rog. Da. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr, acest proiect este unul care deja durează de prea mult timp. Conform planurilor inițiale, finanțat din banii României, s-a făcut o etapă importantă în această construcție și urma, conform planurilor, în 2018 să fie deschis acest teatru. Dar iată că imediat după ce s-au terminat banii românești și a intervenit partea noastră de contribuție, din motive neclare pentru mine până acum, antreprenorul nu și-a onorat obligațiunile în 19-20, în anul 19-20, invocând inclusiv și situația pandemică care s-a întâmplat și în țara noastră. Aveam planuri deja concrete pentru acest an să finalizăm construcția, dar iarăși nu știu ce nenoroc, ce accident tragic care s-a întâmplat la începutul acestui an, a decedat antreprenorul, conducătorul firmei constructoare și aici s-au început alte probleme de altă ordin, deci nu se pot găsi documentația de proiect, etc., etc. La moment, noi am fost nevoiți să facem o expertiză tehnică, că, într-adevăr, ca să nu ne trezim în aceeași situație, că s-au investit, s-au raportat, s-a realizat și pe urmă încep apărea probleme de ordin tehnic. Am făcut o expertiză tehnică ca să înțelegem care sunt lucrările îndeplinite și de unde pornim mai departe pentru a rezilia vechiul contract și a anunța un concurs nou, o licitație publică pentru finalizarea acestui proiect. Suntem deja acum la liman. Am descurcat multe ițe care nu puteau fi descurcate, au fost tăiate și deja avem un plan foarte clar de pași, dar iarăși care urmează juridic să le facem corect, tehnic să le calculăm corect, pentru ca finalizând lucrarea, antreprenorii să nu dea de fiecare dată vina unul pe altul, că cine n-a făcut, deci să fie o claritate foarte mare vis-a-vis de calitatea lucrărilor. Cu termenii, oricum am întârziat, cel puțin să ieșim cu o calitate la nivel. Pe de altă parte, vreau să remarc faptul că, într-adevăr, orașul Cahul este unul extrem, cu o creativitate, cu un potențial de creativitate enorm, un oraș tânăr și aș vrea să-mi exprim recunoștința trupei teatrului care, iată, în aceste condiții găsește o modalitate să folosească clădirea în beneficiu spectatorilor. Acum se montează un spectacol nou care în luna următoare, în octombrie, va avea loc premiera aici în Cahul. Se montează o piesă de Shakespeare unde starea clădirii noi care este pe interior șantier, este folosit ca procedeu artistic, deci nu este un compromis, este un procedeu artistic unic. Acest spectacol va putea exista în acest decor natural exact până la finisarea lucrărilor, de aceea asta nu este o scuză de ce noi am întârziat cu lucrările, dar este o apreciere a creativității trupei
și îndemn nu doar cahulenii să vină la această premieră, ci și spectatorii din Chișinău. Republica Moldova este nu este atât de mare și distanțele nu sunt atât de mari. Evenimentele culturale care au loc nu doar în Chișinău, ci în toată țara, trebuie vizitate de toți cetățenii acestei țări. Distanțele sunt mici, orașul este primitor, putem rămâne aici și în condiții și peste noapte. Deci îi îndemn pe toți să susțină și această premieră și toate evenimentele culturale care în această toamnă vor avea loc aici la Cahul. Mulțumesc! Și anticipând întrebarea dumneavoastră, când va fi totuși gata teatru? Exact! Domnul Prodan, vroiam să spun, vreau un angajament aici public în fața oamenilor din Cahul, când va putea fi finalizată această lucrare. Desigur, teatru va începe să va deschide ușile în fața spectatorilor cu un spectacol superb, cum v-am spus, chiar luna următoare, în octombrie, dar finisarea lucrărilor cu siguranță va fi executată până la începerea următorei stagiuni de anul viitor teatrale. Mă refer la luna septembrie anului viitor. Asta nu înseamnă că atunci vor fi finalizate lucrările. Pentru ca să deschidem noua stagiune cu un spectacol nou într-o clădire finisată, noi va trebui să finalizăm aceste lucrări mai cel târziu iunie anul viitor. Domnul Prodan, eu aici aș vrea încă o dată să subliniez importanța executării la timp a resurselor bugetare. Este un lucru important pentru absolut toți membrii guvernului, pentru că dacă nu executăm resursele disponibile într-un an, nici nu este folosit spațiul fiscal la justa valoare și suntem în situația în care trebuie să bugetăm pentru următorul an în condițiile în care s-ar putea să apară alte priorități de finanțare. De aceea, eu vă rog tot ce este posibil de executat până la sfârșitul anului să fie executat. Aceasta înseamnă atenție la acest subiect, aceasta înseamnă să nu treacă 2-3 săptămâni până se ia o decizie și vă rog toți colegii de la Ministerul Culturii să prioritizeze finisarea lucrării. Dacă îmi dați voie să concretizez, chiar în aceste momente în teatru are loc o ședință comună a tuturor părților interesate, deci delegația Ministerului Culturii, reprezentanții teatrului, antreprenorului cu care reziliem contractul, arhitectul proiectului, pentru ca să demarăm cât mai repede anunțul public de licitație, dar este un proces care, conform legislației, necesită un anumit timp. Suntem absolut conștienți de faptul că realizarea bugetului este extrem de important, mai ales în domeniul culturii, mai ales în situațiile în care avem posibilitatea să deschidem un teatru nou în această țară. Vă mulțumesc! Doamna Nimerenco, vă rog! Și vreau să folosesc, doamna prim-ministru, această ocazie unică de a fi aici mai aproape de Cahuleni și să mai anunț și despre alte activități care țin de sănătatea oamenilor din localitate, din raion, și necătând la faptul că, de fapt, fondatorul, care este autoritatea publică locală, conform legislației, trebuie și este obligat să investească în dezvoltarea spitalului. Noi înțelegem despre capacitățile reale financiare și Ministerul Sănătății își asumă pentru foarte multe spitale raionale să investească în infrastructură și în special în echipament. Voi remarca faptul că atât în perioada pandemică cât și acum în legătură cu criza refugiaților, spitalul a beneficiat de un ajutor enorm din partea Ministerului Sănătății, începând cu 2020, 2021-2022, cu ventilatoare, monitoare, concentratoare de oxigen, aparat radiografic mobil, dar vreau acum să subliniez că suntem în procedură de achiziție care va fi anunțată la sfârșitul acestei luni, în septembrie, care are loc în cadrul proiectului finanțat cu suportul financiar a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, cu care are guvernul semnat un acord. Și spitalul din Cahul va beneficia, în urma licitației, de un analizator automat
Deci, pentru aprecierea echilibrului acido-bazic este foarte important pentru oricare spital, deoarece este analizatorul care poate stabili gazele și electroliții în sânge, parametri foarte importanți, un tomograf computerizat de o capacitate înaltă, deci încă un echipament puternic ultrasonografic, o stație de producere proprie a oxigenului medical și un sistem de sterilizare de capacități mari. Deci, care pentru această stație, procedura va fi inițiată în octombrie. Totodată, în cadrul altui proiect, spitalul a beneficiat acum la sfârșitul lunii august de un aparat de dializă renală pentru pacienții acuți. Noi vom continua să investim la nivel guvernamental în spitalele raionale, astfel ca cetățenii să aibă acces la servicii performante, înalte, de calitate. Asta vreau să spun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nimerenko! În pregătirea acestei ședințe de guvern am discutat îndeaproape cu domnul primar, domnul Dandeș. Am identificat mai multe clădiri care ar trebui transmise din partea autorităților naționale, autorităților locale, pentru că nu mai sunt utilizate și nu mai sunt utile autorităților publice centrale. Și aici avem mai multe subiecte care necesită modificarea cadrului normativ. Deci avem, de exemplu, clădiri ANSA, deci autorităților centrale, cum ar fi ANSA sau APP, și eu rog aceste, pentru proces verbal, rog aceste autorități să, în primul rând, să delimiteze terenurile acolo unde ele nu pot fi transmise fără delimitare și să prioritizeze această delimitare. Și, în al doilea rând, trebuie să examinăm posibilitatea transmiterii unor terenuri care au destinație agricolă, pentru că ar putea fi utilizate mai eficient la nivel local. Aici trebuie să ne implicăm mai mulți. Rog domnul Bolea, din nou este vorba și de APP, de alte autorități. De exemplu, într-un caz este vorba despre terenuri care sunt în proprietatea Academiei de Științe, din câte eu înțeleg. Deci, trebuie să continuăm să atragem atenție la aceste subiecte. Nu toate au putut fi finalizate pentru această ședință de guvern, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să rezolvăm aceste subiecte, pentru că astea sunt active economice. Fiecare an când ele nu sunt folosite, înseamnă că cetățenii nu beneficiază de anumite servicii publice, de un parc sau de o clădire renovată, sau nu beneficiază agenții economici de posibilitatea utilizării productive a unor active. Vă mulțumesc și în acest context eu vreau să-i ofer cuvântul domnului Dandeș pentru a ne spune despre Cahul și cu ce poate guvernul să ajute adițional oamenii din oraș și din regiune. Mersi. Da. Bună ziua, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri a guvernului, domnule deputat, domnule rector. În primul rând vă salut în capitala de sud a țării și vă mulțumesc pentru această decizie de a face ședințele în teritoriu. De altfel am vorbit de mai mult sau anterior despre impactul care poate să-l aibă astfel de ședințe în teritoriu. Nu este doar că adoptăm niște decizii care să vadă lumea că într-o altă localitate, dar fiecare ministru va examina probabil mult mai minuțios și va cunoaște situația din regiunea respectivă. Cred că dumneavoastră ați punctat deja o parte importantă din subiecte pe care le-am discutat anterior și care sunt foarte relevante pentru Cahul. Cahul, într-adevăr, astăzi este beneficiar a programului ca regiune cheie și avem mai multe proiecte, dar bineînțeles că nevoile sau planurile, proiectele pe care le avem pe agenda sunt mult mai mari și cu siguranță costisitoare. Îi mulțumesc domnului Spânu că subliniat importanța acestui program Orașe Poli de Creștere și este important că municipiul Cahul, fiind primul practic în cele 6 municipii,
să beneficieze de o asistență financiară, de altfel portofoliul de proiecte care a fost aprobat în hotărârea de guvern din 2020. Sunt stabilite clar proiectele și pentru o parte din ele avem pregătite și documentația tehnică, altele sunt în finalizare și m-aș bucura foarte mult dacă vom avea un apel sau o finanțare directă pe proiecte care sunt în acest portofoliu. Suntem un oraș balnear, de altfel singurul oraș balnear din țară și vreau să subliniez de ce spun lucrul ăsta, pentru că avem un proiect, doamna prim-ministru, și rog, sigur, autoritățile centrale competente să se implice, să ne ajute, de altfel, să rezolvăm acel proiect sau să dezvoltăm acea zonă a lacului Sărat. Este vorba despre două concursuri anterioare organizate de APP privind concesionarea zăcământului. Viziunea, cum dezvoltăm acest proiect, noi practic stăm pe resurse valoroase, la 600 de metri adâncime avem resurse, când ne plângem că suntem sărași. Este nevoie și de intervenit la cadrul legislativ, atât la legea privind concesiuni, cât și la codul subsolului, dar aici Ministerul Mediului cu APP, cu Agenția de Investiții, cu Ministerul Economiei, eventual agenția altei autorități centrale de a dezvolta un proiect și vreau să fie acest lucru pe agendă. Cât privește proiectul despre care ați menționat, a căminului numărul 3 și cu domnul rector și cu alți conducători am vorbit nu odată despre importanța acestui proiect transfrontalier. Extensiunea Universității din Galați este practic cel mai important transfrontalier care s-a implementat între România și Republica Moldova și pot să vorbesc în cifre despre acest lucru. Deci este important și vă rugăm ca acest proiect să fie inclus în lista de proiecte care să beneficieze de asistența din partea României pe acest memorandum și în acest context vreau să subliniez sau să fac legătura cu ceea ce au spus anterior alți doi miniștri, atât domnul Prodan cât și doamna Nemerenko. În ce sens? Finalizarea teatrului fiind finanțat de Guvernul României cât mai rapidă, asta arată seriozitate, pentru că, din păcate, guvernările anterioare au ignorat acest proiect și nu și-au onorat aceste angajamente. Asta lasă o pată de imagine asupra relațiilor și asupra proiectelor de perspectivă. Cât privește dezvoltarea spitalului regional, este important să avem în vedere și acest factor care se numește resursa umană. Dacă nu vom avea condiții, investiții de astăzi, pentru că sunt absolvenți al liceilor care urmează sau s-au înscris la medicină, exact dacă după 6 ani sau 7, cât fac ei, poate masterat, doctorat, vor avea un edificiu nou cu tot ceea ce înseamnă dotare, scrie în condiții ca acești cahuleni tineri, absolvenți ai medicinei, să vină la Cahul. Mă refer la fondul locativ și alte proiecte. Vreau să, de asemenea, să rog, având în vedere situația strategică din zona, situația strategică de securitate, mă refer și necesitatea de a interveni strategic vis-a-vis de aeroport, noi suntem puțin spus indignați de faptul că acest proiect foarte vital pentru securitatea statului mai mulți ani a fost efectiv ignorat, chiar dacă este proprietate privată, cunoaștem ce înseamnă acest lucru, mai ales în contextul actual, de aceea rog într-adevăr să fie verificat toate aceste lucruri pentru a putea să avem, eu o văd cu perspectivă foarte mare, dezvoltarea economică regiune, pentru că sunt alte județe sau zone limitrofe care lucrează atâta timp cât nu există în zonă alte momente. Deci, legat de regiuni cheie, domnul Țurcan aici este, avem mai multe acțiuni pe digitalizare și vreau și este o prioritate pentru Cahul. În un alt important moment care vreau să-l punctez este că majoritatea ministerilor, rugăminte către toți miniștrii, au, eu spun, probleme, da? Cu mai multe proprietăți, inclusiv modul în care sunt amplasate serviciile desconcentrate în teritoriu. Sunt multe din ele care stau în locațiune, în spații, în același timp, statul are proprietăți care stau paragem. Și aici eu cred că trebuie fiecare minister să-și facă ordine în curte și vă mulțumesc că ați subliniat lucrul ăsta cât de important, să vedem proprietățile care trebuie delimitate, înregistrate, ulterior transmise către municipalitate, pentru că în felul ăsta nu numai că punem în valoare, chiar zicem noi, economisim banii statului și creăm surse la buget. Vreau să vă mulțumesc și vă îndemn să avem această cooperare. Noi, ca primari, sigur că tot timpul spunem mai multă autonomie, mai multe resurse, deseori spun așa, dați, important să ne ajutați, știți cum spun agenții economici. Dacă nu ne ajutați, măcar nu ne încurcați. Deci, este important să avem comunicare directă și eu cred că dacă este greu, poate că vorbesc acum, pot să vorbesc și în numele mai multor primari, sunt și vicepreședintele Calmului,
Deci vreau ca să fim mai des întâlniri între ministere și autoritățile locale, chiar nu numai la Chișinău, în diferite regiuni, la nivel de raioane, și o altă rugăminte este către domnul Bolea, poate în mod particular, și către Ministerul Mediului. Terenul dintre oraș și Prut, de fiecare dată când sunt ploi mai abundente, sute, poate chiar mii de hectare sunt inundate și vorba despre pagube imense, și deseori se ridica întrebarea aceasta de mai mulți agricultori, că apele Moldovei, canalele nu sunt curățate de decenii, nu au bani pentru electricitate de a pompa, de a acoperi costurile, deci și multe, nu vreau, cer iertare, sunt multe subiecte care de vă mulțumesc că le-am discutat anterior, sunt sigur că vor fi pe agenda Guvernului și doresc succes ca proiectele pe care le-am propus să avem această susținere și cu siguranță oamenii se vor bucura de rezultatele pe care le produce. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Într-adevăr, aceste ședințe de guvern în teritoriu ne apropie de problemele reale ale oamenilor și ne dă oportunitatea, în afara vizitelor obișnuite în teritoriu, pe care oricum fiecare ministru le are regulat, să venim ca și guvern și să prioritizăm anumite subiecte reale, concrete, să le înțelegem împreună, pentru că de multe ori este vorba nu doar despre un domeniu sau altul, sunt subiecte care necesită o abordare interinstituțională, o abordare în echipă. Și îmi propun să mergem practic în fiecare lună, deci fiecare 4-6 săptămâni într-o nouă localitate, să avem ședința guvernului, să discutăm împreună cum putem îmbunătăți și accelera dezvoltarea în regiuni. După ședința guvernului, fiecare dintre noi are un program. Eu, de exemplu, vom merge împreună cu domnul Gaibu să vizităm și sub zona Cahul a zonei economice libere Bălți și incubatorul de afaceri. Am declarat că este septembrie, este luna când atragem atenția la problemele business-ului, vedem cum putem asigura păstrarea și dezvoltarea noilor locuri de muncă în această perioadă dificilă. Și fiecare ministru va merge să se întâlnească cu autoritățile subordonate sau cu anumite grupuri de interes. Cu aceasta vreau să trecem la ordinea de zi. Pe ordinea de zi astăzi avem câteva subiecte legate de Cahul sau de localitățile din raion, dar de asemenea, în contextul mai ales a celor spuse de domnul Dandeș, avem și o hotărâre de guvern ce ține de componența comisiilor paritare, unde autoritățile publice locale vor avea reprezentanți, și avem mai multe subiecte importante pentru întreaga țară, atât în domeniul protecției sociale, cât și în alte domenii. Deci trecem la agenda și primul subiect, vă rog, domnul Udrea. Stimată doamnă prim-ministră, stimați miniștri, doamnelor și domnilor, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, numărul unic 661. Odată cu adoptarea hotărârii de guvern, vor fi asigurate condițiile necesare pentru crearea Centrului Unificat de Prestare Serviciilor Publice în satul Slobozia Mare, raionul Cahul. Prin urmare, transmitem cu titlu gratuit două spații pentru amplasarea sediului centrului din strada Ulița Mare, numărul 179, din proprietatea statului, administrat de Cancelarea de Stat și gestionat de Agenția Servicii Publice, în proprietatea satului Slobozia Mare. Centrul Unificat de Prestare a Serviciilor Publice va fi unul din cele peste 80 de centre deschise în Republica Moldova până la mijlocul anului viitor.
În prezent, astfel de centre activează deja în 17 localități din țară. Acestea reprezintă puncte de acces comun la o gamă largă de servicii publice disponibile în format electronic. Specialiștii centrelor au misiunea de a informa populația și de a ajuta cetățenii de la sate să acceseze serviciile de care au nevoie în format electronic, servicii cadastrale, acte de stare civilă, acte permisive, alocații, indemnizații, altele. Noul centru va facilita accesul locuitorilor din Slobozia Mare la serviciile publice, ținând cont că satul se află la o distanță de circa 50 de kilometri față de centrul raional Cahul. Mai mult, la serviciile centrului vor avea acces și oamenii din satele vecine, cum ar fi Văleni, Brânza, Manta, Pașcani și altele. De asemenea, proiectul prevede formarea comisiei comune din reprezentanții Cancelarei de Stat și Primăria Satului Slobozia Mare pentru asigurarea transmiterii bunurilor imobile în termen de până la 30 de zile, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Adițional, Consiliul Local Slobozia Mare și-a asumat obligația de a transmite o încăpere din incinta primăriei incomodată Agenției Servicii Publice în vederea asigurării cu spațiu de muncă pentru inginerul cadastral care execută activitatea în teren. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărâri de guvern. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări, colegi? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Prodan, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern privind înființarea în municipiul Cahul a bustului poetului Andrei Ciurunga, Robert Cahuleanu, la solicitarea primăriei municipiului Cahul, precum și în temeiul prevederilor articolului 7 alineatul 1 din legea monumentelor de for public și numărul 192 din 2011 și în baza deciziei pe acest subiect a Consiliului Municipal Cahul. O inițiativă frumoasă care o susținem cu mare drag. Bustul se propune a fi edificat în memoria lui Andrei Ciurunga, cunoscut și ca Robert Cahuleanu, personalitate marcantă a literaturii române, poetul temniților comuniste, memorialist, martir al închisorilor regimului dictatorial comunist român, născut în Basarabia, în orașul Cahul. Cu o soartă sufocantă de denunțuri, temniță, interdicții și distrugerea volumelor de poezie, Robert Eisenbaum, numele adevărat a poetului, și-a trăit viața cu demnitate și devotament patriei, fidel creației și rădăcinilor sale. Decenii la rând, numele și opera lui Andrei Ciurunga nu au fost cunoscute de moldoveni datorită interdicțiilor regimurilor comuniste din Basarabia și România. Debutul editorial al poetului s-a produs în 1936 cu plancheta de versuri Melancolie. Ulterior, a început să publice în câteva reviste, Basarabia, Basarabia Literară, Raza și altele. Temele mari ale poeziei dintotdeauna, dragostea, patria, natura, sunt prezente în cele peste 20 de volume de versuri ale poetului, numite ulterior poezii ale detenției. Bustul se preconizează a fi instalat în aleea personalităților din municipiul Cahul. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea bustului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de cadrul normativ. În contextul celor relatate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc mult! Întrebări? Dacă nu, cine este pentru susținerea acestei inițiative frumoase? Aprobat. Continuați, domn Prodan. Da, mulțumesc. Și încă o inițiativă frumoasă care vine să consolideze memoria neamului. În temeiul acelorași prevederi, în baza deciziei Consiliului Municipal Cahul, se propune atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern cu privire la înființarea compoziției arhitectural-monumentale în memoria jertfelor deportărilor staliniste. Monumentul se propune a fi edificat în scopul eternizării memoriei victimelor deportărilor staliniste din municipiul și raionul Cahul, precum și educării tinerii generații în spiritul cunoașterii și perpetuării adevărului istoric. Compoziția arhitectural-monumentală se propune a fi amplasată la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt și Ioan Vodă cel Cumplit din orașul Cahul.
Cheltuielile pentru organizarea concursului, elaborarea documentației de proiect privind edificarea compoziției arhitectural-monumentale, pentru executarea și instalarea acesteia, precum și pentru amenajarea terenului aferent, vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de cadrul normativ. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, colegi. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, hotărârea privind descentralizarea administrativă, domnul Udrea, vă rog. Stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, așa cum am promis, guvernul va intensifica dialogul dintre administrația publică centrală și cea locală prin revitalizarea Comisiei Paritare pentru Descentralizare, după ce aceasta nu a activat mai bine de 5 ani. Necesitatea comunicării pe platforma Comisiei a apărut în urma nenumăratelor discuții cu primarii și reprezentanții asociației reprezentative, Congresul Autorităților Locale din Moldova, în ultima jumătate de an și la care, de comun acord, am ajuns la concluzia de reinstituirea dialogului în această formă. Unul din cele mai importante roluri pe care le va avea Comisia va fi examinarea și dezbaterea proiectului strategiei de reformă administrației publice pe componenta reformă administrației publice locale, documentele de politici publice, crearea de grupuri de lucru comune pe domenii de importanță și altele. De asemenea, noua componență a Comisiei va asigura raportul de reprezentare paritară a membrilor din partea autorităților administrației publice centrale și cele locale, desemnați de asociațiile reprezentative ale acestora prin intermediul Congresului Autorităților Locale din Moldova. Stimați colegi, prin aprobarea acestui proiect de hotărâre vom contribui la lansarea unei noi etape de colaborare dintre administrația publică centrală și cea locală pentru binele tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Într-adevăr, am discutat și cu Congresul Autorităților Publice Locale și în fiecare vizită în teritoriu neapărat mă întâlnesc cu toți primarii din raion. Deci am discutat despre necesitatea unor mecanisme decizionale comune care să servească drept for pentru discutarea subiectelor de interes. Și aici am discutat și despre conceptul de amalgamare voluntară, de exemplu, și stimul pe care îi putem oferi pentru amalgamarea voluntară, astfel ca să avem comune mai mari, cu capacități administrative mai mari. Aici este vorba și despre veniturile locale și taxele locale. Aici vorbim și despre conceptul de reformă administrativă teritorială. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie discutate în comun și trebuie să fie foarte clar și care este abordarea autorităților publice centrale, dar să ne asigurăm că este auzită în mod egal vocea din teritoriu. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Domnul Udrea, eu vă rog să nu treacă mult timp până la punerea în aplicare și convocarea primei ședințe. Cred că la începutul lunii octombrie putem deja să discutăm împreună, să avem o agendă consistentă, în special să începem a discuta abordarea noastră pentru strategia de reformă administrativă în ceea ce ține de planul local. Mersi. În continuare, domnul Udrea, avem și strategia națională de dezvoltare. Vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, următorul proiect ține de aprobarea strategiei naționale de dezvoltare. După o perioadă dedicată consultărilor publice și pregătirii versiunii finale a strategiei naționale de dezvoltare Moldova Europeană 2030, astăzi definitivăm una din etapele importante în adoptarea documentului de viziune strategică privind dezvoltarea țării în următorii 7 ani.
Astăzi suntem în municipiul Cahul, în sudul țării, care, potrivit strategiei, până în anul 2030 va deveni un motor de creștere a competitivității regiunii de sud, prin îmbunătățirea mediului antreprenorial și implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale. Potrivit proiectului, în următorii ani, portul Giurgiulești va fi dezvoltat și va fi asigurată conectarea acestuia la infrastructura feroviară, care și aceasta va fi extinsă pentru asigurarea interconexiunii municipiilor din țară. De asemenea, așa cum podul de la Giurgiulești a fost reparat capital, suntem în procedura de negociere și semnare acordurilor cu partea română privind reabilitarea mai multor poduri, inclusiv a podului rutier Cahul, Oancea, care la fel sunt o parte din această strategie. În raionul Cahul, așa cum vom face în toată țara, ne propunem construcția și reabilitarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare în toate localitățile cu un număr mai mare de 15.000 de locuitori și, desigur, modernizarea serviciilor de transport rutier prin servicii regulate în trafic local și municipal, inclusiv migrarea spre utilizarea vehiculelor nepoluante și transportul alternativ. Despre construirea Spitalului Regional Cahul, cu scopul de a asigura accesul echitabil a întregii populații la serviciile medicale de calitate, s-a discutat mult în spațiu public și astăzi chiar, și el este inclus în strategia care o aprobăm astăzi. Totul în sudul țării, la Cahul, oraș pol de dezvoltare, va fi creat liceu model, iar în toate școlile și grădinițele din raion vor fi asigurate cu grupuri sanitare moderne și sigure. Și nu în ultimul rând, regiunea Cahul este cea care își așteaptă mereu turiștii. În vacanțe, indiferent de că sunt din Republica Moldova sau din străinătate. Astfel, reabilitarea lacului Beleu din cadrul rezervației naturale Prutul de Jos este o prioritate până în anul 2030. Vom încuraja și vom susține inițiativele de reabilitare a patrimoniului cultural venite din partea comunităților și autorităților locale, inclusiv din raionul Cahul. Au fost peste 300 de propuneri recepționate și analizate de Cancelarea de Stat în urma consultărilor publice a acestui document. Prin urmare, strategia reprezintă un document național consultat cu toți actorii sociali, economici și de dezvoltare din țară. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030 este un document al cărui scop principal este bunăstarea oamenilor din Republica Moldova. În acest context menționez că multe dintre acțiunile pe care ne le-am propus să le realizăm le-am inițiat deja incluzându-le în agenda anticriza guvernului. Un plan real care își propune să ajute la depășirea crizelor multiple care afectează țara noastră. Sunt sigur că împreună cu partenerii naționali și cei internaționali vom reuși până în anul 2030 să transformăm Republica Moldova într-o țară prosperă, rezilientă și europeană. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc pentru această prezentare, domnul Udre. Ați prezentat cum s-ar vedea strategia națională de dezvoltare, anume din perspectiva Cahulului și a oamenilor de aici. Dar, de fapt, aceste prevederi se referă la toată țara și dezvoltarea Moldovei europene în toate localitățile țării până în 2030. Această strategie de dezvoltare va merge și în Parlament, deci trebuie să devină o strategie îmbrățișată de toată societatea. Anume de asta am avut un amplu proces de consultare și am fost foarte impresionată. Le mulțumesc tuturor care s-au implicat. Să avem peste 300, ați spus, de propuneri. Erau sute de pagini de propuneri. Deci oamenii vor să vadă dezvoltarea țării. Noi nu avem o asemenea implicare atunci când avem o hotărâre de guvern care s-ar părea că rezolvă problemele de aici și acum. Iată că am văzut acest interes și am văzut acest entuziasm pentru dezvoltarea țării pe termen lung. O propunere pe care o am eu, am avut în Strategia Națională de Dezvoltare mai multe poduri peste Prut incluse. Aici vorbim și despre Ungheni și despre podul de la Cahul și despre Leova, Bumbăta, care acum este construit ca și pod temporar, dar pe care ni l-am dorit
pod permanent. Am discutat despre includerea în strategie pentru examinare și a podurilor de la Nisporeni și Cantemir. Acum am văzut că în ultima variantă a documentului am spus că să fie podurile unde există acorduri. Eu aș spune să le numim ca să fie clar care este prioritatea noastră și, într-adevăr, să le discutăm cu Guvernul României, dar să facem totul posibil, documentele de proiectare, de fizibilitate, prefizibilitate, ca să mergem înainte cu aceste poduri. Este o conectare foarte importantă. Mi s-a părut grăitor faptul că, și asta, despre asta a vorbit domnul Popescu, înainte de al doilea război mondial, peste Prut aveam 21 de poduri care, iată, acum au rămas la 9. Deci trebuie să activizăm legăturile noastre, asta înseamnă legături economice, legături culturale, legături interpersonale și aceasta înseamnă, de fapt, integrarea noastră în Uniunea Europeană, care trece prin România. De aceea rog să susțineți și această propunere, să indicăm denumirea podurilor pe care noi ne le dorim. Cu aceasta sunt careva întrebări, propuneri, comentarii la Strategia Națională de Dezvoltare? Știu. Vă mulțumesc, domn Dan, deci asta o să o rezolvăm după cum am discutat, dar într-adevăr aceste proiecte mari de infrastructură trebuie valorificate. Vă mulțumesc tuturor, pentru că un lucru care nu l-a menționat domnul Udrea este că această strategie a fost revizuită, ea este discutată de mult timp, dar a fost revizuită în așa fel ca să poată face legătura cu programele bugetare. Și acesta este un lucru important care ajută la realizarea în practică a acestor deziderate, pentru că noi am mai avut strategii care spuneau lucruri frumoase, dar aici ne-am străduit și fiecare autoritate a făcut o muncă enormă pentru ca să lege aceste obiective de finanțare și de programele bugetare pe care le avem. Cine este pentru susținerea Strategiei Naționale de Dezvoltare? O să transmitem la Parlament și sper să avem dezbateri frumoase și în Parlament pe tema dezvoltării pe termen lung a țării. Mulțumesc! În continuare, domnul Spătaru. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi de la dezvoltarea pe termen lung. Vreau să trec la un subiect care vizează intervenția noastră pe termen scurt, de urgență, pentru că cetățenii noștri întâmpină greutăți cauzate de contextul regional și de situația social-economică. De aceea prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. Prin acest proiect propunem acordarea unui ajutor financiar unic de 1.500 de lei tuturor beneficiarilor de pensii și alocații lunare de stat, stabilite până la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depășește 5.000 de lei. Măsura are drept scop susținerea pensionarilor cu venituri mici, domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova, a altor categorii de cetățeni care beneficiază de alocația socială de stat, de exemplu copiii cu dizabilități. Potrivit calculelor, de acest suport unic vor beneficia, începând cu 1 octombrie, peste 660.000 de cetățeni care au pensii și alocații sociale de stat. Plățile vor fi efectuate prin intermediul prestatorilor de servicii care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat. Pentru implementarea acestei măsuri în bugetul de stat pe anul curent au fost alocate resurse în valoare de aproximativ 1 miliard de lei la ultima rectificare bugetară. Reieșind din cele menționate, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Într-adevăr, o inițiativă importantă în această perioadă dificilă. Am discutat despre aceasta și ieri la Parlament. Eu vă rog să facem totul posibil ca
oamenii să înțeleagă de unde vine acest ajutor, care este scopul lui și să ne asigurăm că nu există probleme practice în disbursarea resurselor conform planurilor noastre. Cine este pentru adoptarea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, domnul Spătar. Stimați colegi, un al doilea proiect pe care îl prezintă Ministerul Muncii și Protecției Sociale vizează hotărârea Guvernului cu privire la regulamentul modului de stabilire și plată ajutorului social. Propunem modificări care reprezintă un pas important în reformarea programului de ajutor social, unul dintre obiectivele pe care le vizăm fiind stimularea angajării persoanelor apte de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social. Noi am mai discutat despre această reformă. Ministerul a elaborat un proiect de lege care a fost votat în Parlament. Acum, la această etapă, implementăm în practică, în regulamentul care mai târziu se va transpune și în sistemul informațional, modificările care au fost operate pe parcursul anului. Noul regulament prevede că veniturile salariale ale șomerilor sau zilierilor care se vor încadra în câmpul muncii nu se vor lua în considerare la evaluarea dreptului la ajutor social și sau ajutor pentru perioada rece anului, timp de 3 luni consecutive din luna angajării. De asemenea, a fost majorată cu 300 de lei valoarea ignorării din veniturile salariale pentru fiecare membru al familiei la calcularea venitului global. O altă măsură este reducerea graduală a cuantumului ajutorului social și limitarea duratei aflării în program a familiilor care au în componența lor membri șomeri sau zilieri. Această măsură este pentru activarea persoanelor care sunt apte de muncă, ca să nu mai avem beneficiari de ajutor social care stau ani de zile în acest sistem și se înregistrează la ANOFM cu statut de șomer numai pentru a beneficia de ajutor social. Noi trebuie, în contextul dezvoltării economice, să avem o rată de participare pe piața muncii mult mai ridicată. Astfel, în practică, pentru familiile care au un membru înregistrat ca șomer timp de 7-9 luni, cuantumul lunar al ajutorului social se va reduce cu 20%, iar dacă această perioadă este mai mare de 10 luni, cu 40%. Aceste persoane nu vor putea primi, prelungi ajutorul social la expirarea acestuia. Similar se va proceda și în cazul zilierilor. Pentru cei care în primele 6 luni de la stabilirea ajutorului social au activat mai puțin de 30 de zile, ajutorul social se va micșora cu 20%, începând cu luna 7-a și cu 40% din luna 10-a, dacă în primele 9 luni au activat mai puțin de 45 de zile. Reforma ajutorului social nu vine doar cu restricții, vine și cu aspecte pozitive. De asemenea, mizăm pe mărirea numărului de familii cu copii. Ajutorul social trebuie să ajute mai mult familiile cu copii. Astfel, se va majora cu 396 de lei venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil, de la 1.022 de lei și 25 de bani la 1.418 lei. Și va crește suplimentar cu 169 de lei venitul lunar minim garantat pentru copiii cu grad sever sau accentuat de dizabilitate. De asemenea, se va majora ignorarea din indemnizațiile de îngrijire a copilului de la 200 la 500 de lei la calcularea venitului global al familiei. Astfel, familiile care au în componența lor copii și beneficiază de ajutor social vor fi favorizate și vor primi un cuantum mai mare. În acest context este important de menționat că deciziile emise pentru cererile de acordare a ajutorului social, depuse până la 1 octombrie 2022, a căror perioadă de acordare a acestui drept nu a expirat, vor fi reexaminate în mod automat. Dacă după reexaminare se constată neacordarea dreptului la ajutor social, familiile vor continua să primească ajutorul social în mărimile stabilite până la intrarea în vigoare a noului regulament, dar cel mult până la 31 martie 2023. Majoritatea noilor prevederi vor intra în vigoare de la 1 octombrie, cu excepția prevederilor ce țin de reducerea graduală a cuantumului ajutorului social și limitarea duratei aflării familiilor cu șomeri zilieri în program, care se propune să intre în vigoare de la 1 aprilie 2023 pentru a nu afecta prea mult aceste familii care probabil se bazează pe ajutorul social, mai ales în perioada rece anului când cresc cheltuielile acestor familii, dar lumea trebuie să se, sau beneficiarii de ajutor social care sunt apți de muncă, trebuie să se pregătească să participe în, pe piața muncii începând cel puțin de anul viitor.
Pentru implementarea acestui proiect în anul 2022 sunt necesare suplimentar circa 50 de milioane de lei din bugetul de stat, în special pentru măsurile care vizează familiile cu copii. Aceste resurse sunt prevăzute deja în rectificarea bugetară. Vă mulțumesc și vă rog să aprobați acest proiect. Vă mulțumesc. Într-adevăr, am vorbit cu oamenii din localități care au opinii foarte împărțite referitor la programul de ajutor social. Pe de o parte, trebuie să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, pe de altă parte, trebuie să încurajăm munca. Și am avut multe solicitări de a reforma programul de ajutor social și din partea antreprenorilor care se confruntă cu un deficit de forță de muncă. Și în același timp, copiii care se nasc în familii mai vulnerabile trebuie să fie ajutați de stat. Și am vorbit încă din 2019, atunci când era guvernul Sandu, ca acest program de ajutor social să fie mai mult orientat spre familii cu copii și să conțină prevederi care nu descurajează munca și nu cumva face aceste persoane dependente de ajutorul statului. Este o reformă importantă despre care trebuie de comunicat. Ea va da roade, cred că, peste aproximativ șase luni și trebuie să ne asigurăm că avem permanent în vizor ceea ce spun oamenii despre modul de implementare la nivel local. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Udrea. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră regulamentul cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale, care este încă un pas realizat în parcursul european al Republicii Moldova. Aceasta reprezintă una din măsurile angajate de către guvern în contextul avizului Comisiei Europene urmare a cererii de aderare și obținerii statutului de țară candidat la Uniunea Europeană. Noul regulament stabilește o procedură foarte clară de desfășurare a concursului, proceduri de evaluare, selectare, soluționare contestațiilor, procedură de încheiere a contractelor și implementarea proiectelor, venind cu un șir de documente model care vor putea fi utilizate de autorități și organizațiile societății civile în procesul de derulare a concursului și implementării proiectelor. Conform documentului, autoritățile administrației publice centrale, dar și cele locale, vor aproba regulamente proprii de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiectele de interes public, planificând în acest sens mijloace financiare necesare. Subliniez că regulamentul a fost consultat pe larg cu toate părțile interesate, inclusiv cu organizațiile societății civile, iar versiunea finală reprezentând munca în comun a guvernului și a partenerilor noștri. Vă rog să susținem aprobarea acestui proiect pentru a acorda posibilitatea autorităților centrale și locale de a contracta servicii și lucrări de interes public de la organizațiile necomerciale în toate domeniile de dezvoltare ale țării. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui regulament? Aprobat. În continuare, domnul Topală. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul 3, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 și modificarea hotărârii guvernului numărul 1009 din 2006, cu privire la cuantumurile bursilor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenți din instituții de învățământ superior, elevii din instituții de învățământ mediu de specialitate, secundar profesional și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar. Proiectul prevede acordarea pentru cetățenii Republicii Moldova a 254 de granturi pentru studiile superioare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023, repartizate pe domeniile științifice după cum urmează. Științe ale naturii 17 granturi, științe inginerești și tehnologii 27 de granturi, științe medicale 70 de granturi,
științe agricole 12 granturi, științe sociale și economice 86 de granturi, științe umaniste 42 de granturi. Prin acest proiect, de asemenea, propune majorarea burselor pentru studenții doctoranzi de la anul 1 și 2 cu 100 de lei, de la anul 3 cu 200 de lei, astfel cuantumurile bursurilor vor fi corespunzători de 1430, 1570 și corespunzător 1720 de lei, iar această majorare se încadrează în limitele bugetului aprobat pentru acest an. În contextul celor spuse, rog să susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Topală. Întrebări, colegi? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, o altă strategie la care s-a lucrat mult și are opinii și comentarii foarte pozitive. Doamna Revenco, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030. Acest proiect al strategiei stabilește viziunea de dezvoltare strategică a sistemului afacerilor interne pentru o perioadă de până la anul 2030 și asigură dezvoltarea acestuia într-un mod sustenabil și funcțional, bazat pe aplicarea legii, pe protejarea interesului cetățeanului și prestarea serviciilor de calitate. Este pentru prima dată când Ministerul Afacerilor Interne își propune un astfel de document de politici și prevede o nouă abordare a domeniilor specifice sistemului afacerilor interne, plecând de la efectele și beneficiile care se produc pentru cetățeni, astfel încât mediul social să rămână stabil și sigur. Documentul, precizez, se aliniază la obiectivele de dezvoltare durabilă ale agendei ONU pentru 2020-2030. Noua abordare în cadrul acestui document strategic de dezvoltare a fost determinată inclusiv de amenințările și de mediul instabil generat de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Astfel, pentru elaborarea strategiei au fost luate în calcul și noile riscuri regionale apărute odată cu izbucnirea războiului în proximitatea Republicii Moldova. Pe lângă analizele efectuate pe domeniile de intervenție pe timp de pace, avem la fel trasate priorități ce țin de sporirea capacității rezilienței țării și sistemului la situații de criză sau consecințele de mai lungă durată generate de noul tablou de securitate regional. La baza noului document de politici publice stau prevederile acordului și agendei de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și a foii de parcurs a Ministerului Afacerilor Interne în contextul obținerii statutului de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană. Totodată, prioritățile și obiectivele strategice sunt formulate în vederea realizării obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Astfel, echipa care a lucrat asupra acestui document a pornit de la conceptul că buna realizare a Strategiei Naționale de Dezvoltare este în strânsă legătură cu dezvoltarea corespunzătoare în domeniul afacerilor interne. Spre exemplu, un stat european este imposibil să fie construit fără o poliție prietenoasă în comunități, iar dezvoltarea economică a țării este imposibil de asigurat fără a oferi un mediu de siguranță investitorilor, fie că vorbim despre investitorii naționali, interni sau externi. Libera și facilă mișcare a cetățenilor, a oaspeților țării noastre, dar și a bunurilor, serviciilor, presupune și o capacitate potrivită de mobilizare și procesare în timp util. Și lista exemplelor poate continua. Pentru implementarea strategiei sunt elaborate 6 programe sectoriale, pe subdomeniile de activitate ale Ministerului Afacerilor Interne și anume ordine și securitate publică, prevenirea și combaterea criminalității, managementul integrat al frontierii de stat, gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în dezastre, formarea profesională, integritatea și digitalizarea domeniului afacerilor interne. Menționez că la elaborarea proiectului strategiei au fost implicați atât experți naționali cât și internaționali, dar și reprezentanții autorităților publice locale și centrale. Proiectul a fost supus mai multe runde de consultări publice. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei strategii? Aprobat. Felicitări, doamna ministru, și pentru felul în care a fost gestionat și procesul și pentru conținutul acestei strategii și aducerea tuturor domeniilor într-un singur document de planificare strategică.
care este subordonat strategiei naționale de dezvoltare. Știu că mai multe ministere lucrează la strategiile sectoriale și, de fapt, lucrăm la realizarea în practică a conceptului de planificare strategică care este frumos pe hârtie, dar nu se realizează. Și sarcina noastră este așa cum noi construim, de fapt, drumuri care ani de zile nu s-au mișcat, sau proiecte de infrastructură. Exact așa, în toate domeniile, planificarea trebuie să fie realistă și să ducă la lucruri concrete care se întâmplă, decizii, finanțări, obiective și rezultate. Mersi. În continuare, domnul Topal. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea instituției publice Școala Profesională din Florești. Având în vedere faptul că în ultimii 2 ani Școala Profesională din Cuhurești de Sus, Florești, nu a avut candidați la admitere și având în acest moment doar 8 elevi care își fac studiile la ultimul an, este necesară reorganizarea instituției publice Școala Profesională din Florești prin absorpția instituției publice Școala Profesională din Cuhurești de Sus, Florești. Urmarea aprobării acestui proiect, Ministerul Educației și Cercetării, în termen de 30 de zile din data publicării, va constitui Comisia de Reorganizare, care va realiza inventarierea și primirea mijloacelor fixe și circulante a instituției reorganizate, transmiterea bazei tehnico-materiale didactice și locative a instituției publice Școala Profesională din Cuhurești de Sus, Florești, se va efectua în conformitate cu regulamentul cu privire la modul și transmiterea bunurilor proprietate publică aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 901 din 2015. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea proiectului? Aprobat. În continuare, domnul Bolea, vă rog. Doamna prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea normei sanitar-veterinare privind circulația necomercială a animalelor de companie. Proiectul hotărârii de guvern nominalizat vine într-o executare a măsurilor de supraveghere, control și eradiere a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anul 2019-2023. Prezent proiect prevede de asemenea condiții de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a câinilor, pisicilor, domestice, a păsărilor de companie și normele privind controlul de conformitate cu privire la o astfel de circulație, respectarea măsurilor preventive pentru boli sau infecții altele decât rabie. De asemenea, numărul maxim de animale de companie care pot fi să însoțească proprietarul în timpul unei singure circulații necomerciale, precum și modelul pașaportului nou și certificatul sanitar veterinar, care urmează să însoțească animal de companie pe parcursul circulației după modelul european. Astfel se garantează sănătatea animalelor și eliminarea tuturor obstacolelor nejustificate de circulare a animalelor de companie către Republica Moldova sau din Republica Moldova către țările membre ale Uniunii Europene. În contextul expus, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Gaibu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 359 din 2014. Lista agenților economici în cauză se modifică prin completarea acesteia cu 3 companii, SRL Alpha Term, SRL Maestro Fruits, SRL Grand Connect Lux. Și extinderea și completarea genelor de activitate ale SRL Porta Vita, care deja activează în acest regim din 2014. Agenții economici menționați au fost selectați de către Comisia Interdepartamentală compusă din reprezentanții Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și Camerei de Comerț și Industrie. Aceste modificări oferă dreptul companiilor selectate să beneficieze de prelungirea termenului de plată TVA și taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesorii, ambalaj primar și articole de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului. Este o facilitate care permite agentului economic să amâne aceste plăți în cazul în care au export de produse. Consecutiv, menționez că până în prezent de aceste stimulente beneficiază 41 de agenți economici și în contextul celor expuse rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul Gaibu. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră avizul Guvernului asupra mai multor amendamente care au venit la legea cu privire la modificarea legii privind instituția avocatului poporului. De-a lungul timpului, instituția avocatului poporului a fost abilitată cu mai multe competențe, inclusiv prin legea de modificare a legii respective, care la moment se află în dezbatere în Parlament. Respectiv, mai mulți deputați au venit cu propuneri de a consolida capacitățile instituției prin majorarea efectivului de personal. Într-un final, guvernul susține această majorare și anume susține amendamentul formulat de doamna Doina German, care prevede majorarea efectivului limită al instituției avocatului poporului cu 7 unități. Totodată constată că propunerile de resurse financiare necesare pentru majorarea numărului de unități de personal nu au fost solicitate în cadrul procesului bugetar pentru 2023-2025, respectiv instituția avocatului poporului sau avocatul poporului urmează să prezinte propunerile, solicitările în acest context în cadrul definitivării CBTM 2023-2025, indicând impactul financiar de implementare pe termen mediu. Asta este avizul Guvernului, rog să susțineți. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine este pentru a susține acest aviz? Aprobat. Și ultimul subiect de pe ordinea de zi de astăzi este raportul semianual privind executarea bugetului. Domnul Budeanski, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membrii Guvernului, vă prezint spre examinare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2022. Proiectul menționat este elaborat în conformitate cu articolul 47 alineat 1, litera C al Legii Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetare Fiscale numărul 181 din 2014. Raportul semenal privind executarea bugetului public național pentru anul 2022 urmează a fi prezentat Parlamentului. Astfel, în raport sunt expuse datele privind executarea veniturilor, cheltuielilor, deficitului și surselor de finanțare a deficitului pe primul semestru al anului. Veniturile încasate la bugetul public național au înregistrat 41,7 miliarde lei, ce reprezintă o majorare cu 6,8 miliarde lei sau cu 19,4% în comparație cu perioada similară a anului 2021. Veniturile colectate de la Serviciul Fiscal de Stat au însumat 27 miliarde lei, cu 4,4 miliarde lei sau cu 19,6% mai mult comparativ cu aceeași perioadă anului 2021, iar veniturile colectate de Serviciul Vamal au constituit 15,5 miliarde lei, cu 2,9 miliarde lei mai mult sau 23% comparativ cu perioada similară anului 2021. Cheltuielile bugetului public național realizate în semestrul 1 au constituit 45,1 miliarde lei, reprezentând o creștere cu 6,7 miliarde lei sau cu 17,6% comparativ cu perioada similară anului precedent. Executarea bugetului public național în primele 6 luni ale anului 2022 s-a încheiat cu un sold bugetar de 3,4 miliarde lei sau 1,2% din PIB în condițiile în care ținta de deficit bugetar pentru anul 2022 a fost stabilită inițial după prima rectificare la 7,2% din PIB. La situația din 30 iunie 2022, soldul datoriei de stat a constituit 78,9 miliarde lei, înregistrând o majorare comparativ cu sfârșitul anului 2021 cu 1,1 miliarde lei sau cu 1,4% la valoarea nominală. Ținând cont de cele menționate, solicit susținerea proiectului prezentat. Mulțumesc!
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Budeanski, și aici reiterez mesajul meu referitor la executarea bugetului. Am văzut că la 30 iunie erau executate mai puține cheltuieli decât permitea spațiul fiscal. Aceasta înseamnă că nu am realizat anumite proiecte pe care ni le-am planificat sau nu le-am realizat suficient de repede. Sperăm foarte mult că în a doua jumătate a anului, pentru că în prima jumătate se fac licitațiile, mai întârzie uneori anumite decizii, dar spre sfârșitul anului trebuie să avem toate aceste proiecte realizate. Cine este pentru susținerea acestui raport și transmiterea lui la Parlament? Aprobat. Aici încheiem ședința Guvernului de astăzi și vă rog să continuăm să lucrăm cu entuziasm și dedicație la subiectele pe care le-am discutat în debutul ședinței. O zi bună!